ai tu să fii, dar nu ți-o arătai o ție. Bă, te pui cu floarea, mă, care păcare, mă. Ia, ia-te-te la ce obraznică, mă! Cucu! Bravo, Floaro! Numai cu RTV-ul nu m-a întâmpinat să ieși și pe mine. Lasă-mă în pace, mă, că nu sări la tine. Atunci m-am liniștit. Dar la cine sări și așa de hotărâtă? La măgarul ăsta din camera din față. Păi în camera din față nu e nimeni. Nici mobilă nu mai avem de când ți-a spus ție, Niculina, că e demodată. Păi și ce nu era? Poate pentru ea era. Ai pus bunătate de mobilă pe foc. Că ți-a zis e o proastă, că e demodată. Niculina nu e proastă deloc. Ea nu, dar tu da. Că a pleci ureche la oricine își dă cu părerea, Floro. Am la îndemână un RTV. Vrei să-l utilizezi și pe tine? Nu. Atunci ai grijă ce scoți pe gura aia. Dar ce faci cu RTV-ul? Mă bat! Cu cine? Cu asta, cum să-i zic, ăsta care e în camera din față. Cu cine, fă? Cu Moș Nicolae. E Moș Nicolae în camera din față? Păi da. Și cum a ajuns acolo? L-am vrut eu cu Țugurlanca. Cum? Păi cu forța. Știi ce vârtos e? Până nu i-am aplicat două RTV peste ochi, nu s-a lăsat convins. Cum voi ați aplicat două RTV peste ochi lui Moș Nicolae? Da, și o mușcătură de loc de ureche. Păi ce ați avut cu el? Pentru că i-a adus lui ăla mica lui Țugurlanca. Bă, știi ce i-a adus? Ce i-a adus? O culegere de matematică. Foarte bine. Cum foarte bine, mă? Cum foarte bine? Cum să pui în ghetele unui copil o culegere de matematică? Și dacă nu-i punea nimic? Păi mai bine nu-i punea nimic decât să-i pună o culegere de matematică. Plânge copilul de două ore de nu poate măsa să-l potolească cu nimic. Du-te și arată RTV-ul, că dacă vede RTV-ul, tace. E, lasă-mă, nu l-a antrenat Țugurlan. Lasă-mă în pace că mă duc la dispensar după Filica. Să vină în coare repede cu o injecție, să-i facă lui Moș Nicolae că să-și revină. Așa de rău l-ați bătut? Păi nu mă știi? Când mi-a zis odată Țugurlanca, păi el, Floaro, am intrat în transă, dar nervi! Doamne, Maica Domnului, pentru o culegere, Floaro! Și ce dacă i-a adus o culegere, că avea nevoie de culegere? M-a învățat și el ceva, că numai medii de 3 și de 4 are. Dacă atâta poate, mă, copilul, de ce să-l stresezi cu matematică? El vrea să se facă spărgător de bănci. La ce îi trebuie, mă, matematică? Ce se spargă, fă, la câte de prost, nici banca noastră de la poartă nu o sparge și e crepată, gata! Zisei că mă duc după Filica, mă duc după Filica, să vină repede să-i facă injecția, că s-a început să delireze, repet într-una, că el nu e Moș Nicolae. Dar cine? Zice că e Moș N. Culaie. Cine? Moș N. Culaie? Da. Păi ăsta e Țircomnicul cel nou. Doamne, Dumnezeu! Păi nu-l cunoscui, mă, de unde să-l cunosc? Eu abia mâine dimineață merg la biserică să fac repetiție pentru colinde. Fă nebunelor! Ați bătut omul cu RTV fără niciun temei! Păi a zis că a găsit cartea asta în găleata cu lumânări topite. Și că la mic la strană, în loc de lerui ler, cânta a venit vacanța cu trenul din Franța, hai copii la joc, cărțile pe foc. Și a crezut că e culegea lui și a luat-o și a adus-o. Măi, femeia, ați bătut omul degeaba. Du-te mai repede și adu-o pe Filica și treci și pe la Țugurlan. Stai! Treci pe la Țugurlan și spune-i lui ăla mic că Moș Nicolae nu mai vine la copii de 19 ani care stau în bancă în clasa a treia. Să nu mai plângă, că plânge degeaba. Du-te mai repede! Mă duc, hai! Stai așa! Stai așa! Floaro! Zi! N-ar fi mai bine să-i dau o țuică de-a mea? Că țuica mea scoală și morții de morminte. Din rezerva mea? Din rezerva mea! Hai bine! Hai! Hai bine! Du-te hai. La Țugurlan! Hai grijă! Hai, mișcă-te repede! Să nu-i dai prea multă! Hai că-i dau cu apă diluată! Hai, fugi!